Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnilor consilieri! Ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției primare a Comunei Cleja numărul 192 din 25.07.2023. Din consultarea condiții de prezență rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ședința este statutară. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.06.2023. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare al SCE Ecosud S.A. pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2023-2026. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Cleja pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 7.08.2023. Proiect de hotărâre privind solicitarea constituirii cu titlu gratuit în favoarea Comunei Cleja a unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 17,18 metri pătrați din zona drumului județean DJ119 situat în sat Cleja, strada Eternității, Comuna Cleja, județul Bacău, având număr cadastral 63.100, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Cleja și Somușca din Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Cleja pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă S.A. din data 21.08.2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice al investiției modernizare și dotare parc centru de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți Sfânta Lucia, sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare și dotare parc școala gimnazială numărul 2 Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare și dotare parc școala gimnazială Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției modernizare și dotare parc școala gimnazială Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH și DTAC. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru premierea elevilor de pe raza UAT Comuna Cleja, care au obținut rezultate deosebite, respectiv premiul 1, 2 și 3, la olimpiadele, concursurile școlare și extrașcolare, la etapele interjudețeană, județeană, națională și internațională. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Sportive Voința Cleja din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei, în data de 13 august 2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale investiției și a devizului general actualizat, în urma finalizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare grădinița 1, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2023 și diverse. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Propunem suplimentare ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Asociația Club Sportiv Karate Pas cu Pas cu punct de lucru pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Cine este pentru? Împotriva? Ține? Domnul președinte, vă rog să preluați și trecem la numărul 1, aprobarea procesului verbal de ședință ordinară a Consiliului Local din data de 28.06.2023. Cine este pentru?
Abțineri? Împotrivă? Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți. Aici puteți să ne spuneți că... Da, am stabilit 1000 de lei per nou-născut. Da, și cum am discutat și în comisie, de luna viitoare să majorăm la 2000? Da, luna viitoare să facem un alt proiect de modificare. Modificare, da? Da, majorăm la 2000 de lei. Perfect. Se supune cine este pentru? Abținere, împotrivă. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de facturare a SECE ECOSUD ESA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării pentru o perioadă de 6 luni. S-a discutat în ședința comisiei, dacă mai aveți alte întrebări. Da. ECOSUD a stabilit ca pentru o perioadă de 6 luni tariful pentru de facturare pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării de la tariful de 900 de lei, 900,02 lei la 443,46. Deci au mai scăzut 456,56 de lei. Numai la reciclare. Da, iar la preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării de la 235,95 de lei la 194,52 de lei. Am mai scăzut 41,43 de lei. Oare am putea discuta aici, domnul primar, cu cei care colectează gunoiul selectiv să vină două ori pe lună, pardon? Noi discutăm. Problema este să vedem. Există un grafic. Dacă au posibilitate să colecteze două ori pe lună. Noi discutăm, dar... În continuare se ar multe deșeuri de potere. Se supune spre aprobare. Cine este pentru? Abținere, da, împotrivă. Deci o votăm pentru, da? O votăm pentru. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local pentru perioada 2023-2026. Ne puteți explica aici? Da, este vorba despre programul Laptele și Cornul. Noi am mai dat o astfel de hotărâre acum 3 ani, unde tot nu ne-am asumat responsabilitatea și la fel acum pentru 2023-2026 declinăm competența Consiliului Județean. Se supune. Cine este pentru? Abținere, împotrivă. Proiectul 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Cleja pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 7-8-2023. Deci, cred că putem spune și proiectul numărul 8, iar tu lași lucru pentru... Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind solicitarea constituirii cu titlu gratuit în favoarea Comunei Cleja unui drept de utilizare și acces asupra terenului în suprafață de 17,18 metri pătrați din zona drumului județean DJ119, situată în sat Cleja, strada Eternității, Comuna Cleja, județul Bacău, având număr cadastral 63.100, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea Consiliului Județean Bacău. Da, vrem să facem iluminatul public. Și ca să face legătura între Cleja și Somuș, ca să străzi care se pune pe marginea drumului. Drumul este drumul județean și deoarece drumul este al lor, noi trebuie să cerem un drept de servitude ca să putem să facem această lucrare. 17 metri constituie suprafața străzilor, adică unde se montează acest drept. Se supune la vot. Cine este pentru?
Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare prin asfaltare drumuri de interes local în satele Clerea și Somușca din comuna Clerea, județul Bacău, faza PTH. Drumurile care se fac s-au definitivat ca și la valoare, am făcut indicația. Dacă îmi permiteți o întrebare, vă rog. Sunt toate drumurile sau cele numai care au numai care sunt din banii noștri. Și cele care au fost pe care au fost pe Anghel Salini, se creează un nou set de drumuri care se lucrează așa. Deci să înțeleg că finanțarea care ați primit-o prin Anghel Salini nu o putem folosi acum pentru... Păi nu, se lucrează, dar sunt două proiecte distincte. Am înțeles. Ok, mulțumesc. Se supune la vot. Cine este pentru? Ține împotrivă. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale din Clerea pentru ședința adunării generale acționarii SC Compania Regională de Apă Bacău S.A. în 21 a 8-a. Încă o ședință. Deci ședințele care se țin se supune la vot. Cine deci toată lumea, Proiectul numărul 9, 10, 11 și 12 a toate patru proiecte este pentru modernizare parc la toate școlile. Astea le putem discuta. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției, modernizare și dotare parc centru de zi pentru copii aflați în instituții de risc de separare de părinți. Da. E vorba de parcurile care se fac, avem autorizații de construcții, că de curând putem începe aceste lucrări, că de curând vom avea parcuri în comun. Da, să citesc cum vrei. Dacă îmi permiteți, vă rog frumos. Suma, dacă vreți să încercăm încă o dată suma pentru aceste parcuri, și în suma care noi am discutat în ședința de comisie este pentru toate parcurile, sau pentru fiecare parte în parte? Pentru fiecare parte în parte aveți o anumită sumă. Unde sunt 2.200... Deci pentru... Dacă vreți, vă spun acum, pentru parcul de la centru de zi, valoarea este de 200 de lei. 200 de mii. Centru de zi la Sfânta Lucia, nu? Sfânta Lucia, da. Okay. La școala gimnazială numărul 2, valoarea este de 236 de mii. La Valea Mică. La Valea Mică 211 mii lei. Așa, la Somușca, proiectul inițial a fost cu 202 mii lei, dar așa cum am discutat în cadrul comisiei, avem un amendament prin care se modifică de la 202 mii lei la 203 mii lei. S-a greșit într-o eroare materială la devizul general. Așa. La Somușca. Deci pentru la Somușca e 203 mii lei. Deci pentru parcul centru de zi la Sfânta Lucia. Da. Așa. Deci practic se supune la vot. Deci să înțeleg că părculețele astea care sunt pentru modernizare, cum am vorbit, da? Da. Deci 200 de mii de lei înseamnă 2 miliarde. Deci 40 mii de euro un părculeț. Cam așa. Cum? 40.000 de euro un părculeț, da, așa vine. Deci 40.000 de euro. Probabil, dacă apoi... Nu, că așa vine, și un pic, 40.000 și deci al doilea, la numărul 2, este 50.000 de euro un părculeț. Nu există. E 236.000 de lei, e vorba de 48.000 de euro. 236.000? Noi vorbim în lei acum. Da, în lei. Transformul trebuie să ne spune și de transformul. Da, bine, eu am zis ca idee. Deci câte 40, 50, 42... Da, exact. Cred că ar trebui să spune și ce se face la fiecare problemă. Modernitatea nu ar mai să vă obsesc... Pentru că nu înțelege de TH sau PTH. Să spune și ce lucrări vor avea loc acolo. Ce se aduc obiecte noi. Se montează borduri. Se montează și se pune tartan pe jos. În primul rând, asta este noutatea. Pentru ca să îndeplinești condițiile cerute în ziua de astăzi, nu mai poți spune să fie iarbă, să fie noroi, să fie... Ele trebuie autorizate.
cine le face este autorizat, are niște certificate de calitate, buletine și deci ultima dată chiar am avut un control de la protecția consumatorului. În ziua de astăzi trebuie să fie conforme cu legislația. Adică se vor schimba și... Se schimbă tot. Totul. Se aruncă și se face totul de la început. Va fi mobilier urban, complex de joacă, carusel, balansoar, aparat fitness. Se vopsesc alea vechi. Se fac aparat, se pun și niște aparate fitness pentru cei majori care vin acolo să stea copilul. Se mai... O să fie, lumea când o să vadă o să convingă de calitate și de utilitatea acestui proiect. Ca termen de execuție am văzut 3 luni. 3 luni, deci, da. Practic, anul ăsta ar trebui să fie gata. Anul ăsta vor fi gata, poate. Parcurile, mai puțin parcul ăsta de la școală, care se face pe... Pe alt proiect. Este alt proiect care se face pe GAL, adică da. Pe fonduri europene, prin AFIR. Așa cum am spus și la ședința de comisii, prețul poate să fie unora să li se pare mare, unora să li se pare mic. Cel mai bine ar fi să vedem parcurile astea terminate. Și după aia discutăm. Să vedem ce a ieșit. Ce avem bani, putem discuta până la infinit. Nu, dar poate o să fie ceva frumos, domnule. Eu zic că o să fie ceva frumos. €50.000, trebuie să aibă aspect și calitate, nu vorbim aici. Nu e de asta, dar dezvoltatorii care fac clădiri, eu știu, blocuri, apartamente, o să fac numai parcuri de acum la banii care îi dăm. Păi nu, parcul ei ar face dezvoltatorii numai parcuri, dar nu să aibă și finanțarea. Corect. Păi, au intrare. Problema aici așa e. Se supune la vot proiectul numărul 9. Unde are fiecare? Da, aparat. Bine. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Cu abținere. Abținere? Da. Proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a investiției în modernizare și dotare parginația, școala gimnazială numărul 2, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, faza BTA și DTAC. Ai 10, 11 și 12? Da, dar luăm fiecare proiect în parte. Da? Se supune la vot pentru proiectul numărul 10. Cine este pentru? 11, proiect de proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiții, modernizare și dotare parc, școală gimnazială, Valea Mică, Comuna Cleja, Bacău. Toată, la fel, toată, pe cheia și multe așa. Cine este pentru? 7 voturi. Pentru 8 și 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiții, modernizare și dotare parc, școală gimnazială, Sămușca, Comuna Cleja, județul Bacău, faza pe cheia și multe așa. Cine este pentru? Aici pe o dată. Deci cu abținere, da? N-am mai citit. Nu, citit Valea Mică și acum e Somușca. Da, auzi, dar tu de către nici ești. Nici nu mai ascult și zic. Și microfon. Deci o abținere, da? Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru premierea elevilor de pe raza OADEC, Comuna Cleja, care au obținut rezultatele deosebite prin premiul respectiv premiul 1, 2 și 3 la olimpiadele, concursurile școlare și extrașcolare la etapele interjudețeană, județeană, națională și internațională. Aici să ne spuneți. Vrem să premiem elevii care au obținut rezultate bune la concursuri, adică să premiem și excelența. De rezultate, vorbim de olimpiade, vorbim de concursuri, inclusiv cei cu karate, cei cu robotica, cei cu elevii care au obținut premii, olimpiade, unde au fost și toți au fost să fie premiați. Deci la faza interjudețeană, județeană sau națională, premiul 1 300 de lei, premiul 2 200 și locul 3 150. Pentru cea faza europeană sau internațională, premiul 1 1000 de lei, premiul 2 sau locul 2 700 de lei și locul 3 500 de lei. Ca și sumă totală, ca să vă spun, sunt în jur de 20.000 de lei. 20.000, da. 20.000 care o să fie. Avem 16.550. Da, nu. Se supune la vot. Cine este? Întrebări nu sunt, nu? Nu. Toată lumea? Da.
Proiectul 14. Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Sportive Voința Cleja din Comuna Cleja, județul Bacău. Au venit niște copii, vrem să vor ca să înființăm această echipă. E vorba de echipa de fotbal? Echipa de fotbal. Eu am zis că dacă o să fie cereri, dacă sunt copii, sigur menținem. Și atunci vom face noi echipa noastră, echipa primăriei, ca să putem să și finanțăm această echipă. Practic de asta este ca să poți să dai bani. Se poate lua în calcul pe viitor și modernizarea stadionului de la Buna? Ca să aibă și... Se iau în calcul să vedem, dar deocamdată nu avem 20 de copii. Deci echipa de fotbal tot timpul trebuie să ai copii. Dacă să avem consecvență, stabilitate, putem merge mai departe, în funcție de numărul de copii care vom avea. Acum ei joacă pe terenul de aici, de la școală. Deci finanțare o să o facem după ce sunt copii și nu înainte. Nu. Noi am pus în jur de 4.000 de lei acum. 6.000 am prins. Nu știu, dă-i vorbire, pentru legitimații, chiar dacă copiii au plătit aceste legitimații pentru ca să luăm ființă, noi am să spun antrenorului ca să ne ceară și să dăm banii copiilor care au pentru legitimații. O să trebuiască să plătim arbitrii, o să trebuiască să plătim eventual, eu știu, combustibilul, echipamentul, echipament, deși arbitrul a spus că nu arbitrul, dar a zis că are deja echipament el ca să ne dea la copii. Dar totuși o să avem momentat, ușor, să vedem cum vom evolua. Mari investiții. Mai sunt întrebări? Nu. Se supune la vot. Cine este pentru? Proiectul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului Ziua Comunei Cleja în data de 13 august 2023. Ca în fiecare an, nu? În fiecare an. Facem... Astăzi, sper să vină Margareta Clipa, ca să avem o artistă cu renume, ca să spun așa. Și vom da și focul de artificii. Cam asta o să fie noutate. În rest, sunt copiii noștri, sunt copiii care cântă, care îi cunoaștem deja, Zdrăguleancă, Caratele, și Caratele, o să ne facă un program. La copii le dau și o atenție, ceva acolo, că o să muncă, o să vin, o să... Singur, o să vedem, vrem ca să dăm și la copii. Să vedem. Suntem pregătiți să dăm și la copii. Mulțumesc. Alte întrebări? Nu. Se spune la vot. Cine este pentru? Deci 8 voturi, da? Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâri privind aprobarea valorii finale a investiției ieșirea divizului general actualizat în urma finalizării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare, grădinița numărul 1, Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău. Ca la orice lucrare, totdeauna la finalizare se stabilește suma finală pe care noi trebuie să o aprobăm. Știți că s-a făcut excepția, nu au fost probleme, a venit de la ISC, a venit de la toate organismele statului și ne-au verificat, inclusiv cu banii, inclusiv. Eu zic că nu sunt probleme, dar trebuie să facem această închidere care se face cu hotărâre de Consiliul Local. Dacă îmi permite și nu vă supărați, întreb, de anul timpul noi am mai alocat niște bani pentru finalizarea grădiniței, dacă țin minte bine, acum un an de zile. Și de atunci nu cred că s-au mai făcut lucrări. Pentru ce mai cer bani, dacă totuși a fost finanțarea făcută și... Dar acum nu cerem bani. Aprobăm valoarea finală. Și nu este nicio sumă care să mai aloca acum? Nu, nicio nu. Aprobăm valoarea finală investiției. Valoarea finală pe care trebuie să... Deci nu mai cer bani. Autorizare de viză, a fost tot orice. Da. Ok, mulțumesc. Se supune la vot. Cine este pentru? 8 voturi. Da. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 al anului 2023. Aici voiam să menționez că avem un amendament, că avem în vedere suplimentarea de zi cu sprijinul financiar pentru Asociația Karate Pas cu Pas. Se suplimentează cu 6.000 de lei.
și avem un amendament în sensul ăsta. Deci drumul care... Avem o, o sportivă care este... care se va duce în Belgia, parcă, nu? Da. Și trebuie să finanțăm drumul și inclusiv antrenorul. Costă, finanțarea costă un bilet în jur de 3.000 și ceva de lei. Deci două bilete, 6.000 și ceva. O să mai obțină sponsorizări și din alte parte. Se supune la vot. Cine este pentru? Ok. Da, și mai este suplimentarea la Dumitezi cu acordarea sprijinului financiar pentru Asociația Club Sportiv Karate Pas cu Pas cu puncte lucru pe raza Comunei Cleja, în care am stabilit... Da, dar era rectificarea unde am avut... A, o dată punem banii și o dată... Și am stabilit aici 6 de euro. Se supune la vot. Cine este pentru suplimentarea? Bine. Când credeți că se termină aici cu piața? Piața? Săptămâna asta e aici? Da, urmează, merge mai departe. Și o să montați și tarabele și tot. Bineînțeles, sunt pregătite. Da, dar ne-am terminat. Acum urmează să cărăm pământ ca să nivelăm frumos. Pune iar, chestii de genul ăsta. Bănci, coșuri, tot. Dacă îmi permite și mie o rog frumos, dacă duci, avem vorba de pavajele care le-au pus aici în partea primării. Pavajele astea erau pentru drumul din Cleja, Valea Mică, nu? Nu, nu, nu este adevărat. Deci o să facem și drumul ăla care este. Bine, bine, acum acolo și am întârziat pentru că e gaz. Da, da, da. Dacă n-ai făcut gaz, nu poți să pui trotua. Ca să spargi iar. Ca să spargi iar. Da, deci când o să avem gazul, se lucrează, mai avem un singur aviz cu alimentarea cu gaz de la Valea Mică, avem de obținut un singur aviz de la drumurile naționale. Aici avizul ăsta se obține un pic mai greu. În momentul când avem restul avizei, avem tot și vom face și lucrarea. Dacă îmi permite în continuare să completez, după ce facem gazul și punem și facem și trotuarul ăsta, o să fie și străzi pentru asfaltate prin ce proiecte. Da, avem. Dacă vedeți, Somuși ca și Cleja, dar la Valea Mică nu te-a ajuns nimic acum așa. Ba nu, deci, stați o secundă. Da, dacă vedeți. La Valea Mică avem strada Izdlacului, strada Cernat, care este în proiectul ăsta cu Angel Salini. Da, păi da, cu Anghel Salini. Păi Anghel Salini, păi, dar noi, să fie, da, da. Noi când am pornit, noi când am pornit la drum, noi când am pornit la drum, nu știam care e primul, care e al doilea. Și am zis că să prindem Anghel Salini străzile mai importante pe Anghel Salini, că știam că vor veni. Dar proiectele astea, de cum știți, vin din urmă cu 4 ani, cu 3 ani, cu... Și tot am așteptat finanțare, am intrat dintr-o linie de finanțare în alta, până găsești bani. Am găsit bani și acum urmează să facem. Limitatoarele de viteză ar trebui suplimentate prin comună. În zona bisericilor. Da, dacă trebuie mai cumpărăm niște limitatoare, inclusiv, cred că și aici la Carol, aici... Da, deja mi-am făcut o listă. Nu-i bine că... Cu semnul ăla la carul sau mai de rău, altceva. Cu ce? Cu semnul de ce? Mai multe. Semnul de ce? Problema este în felul următor. Vorba de mai multe. Dacă se dorește, sigur, până la urmă s-ar putea să ne facă mai mult rău, acel semn care ziceți. La ora actuală, mergi pe principiul priorității de dreapta. Dacă pui semn, tot prioritatea de dreapta va fi. Pentru că când vii din Somușca, practic, drumul prioritar al nostru este care vine prin Cleja și merge în Somușca. Nu știu câtă lume se va opri să oprească la stop aici la cap. Lumea are tendința să știe că ăsta e prioritar. Așa că să lăsăm și pe cei de la deal care vin, să știe că intră într-o intersecție și să nu s-o iei de cap și să spună eu sunt pe drumul prioritar și merg cum vreau eu. Eu cred că este să știi fiecare să fim prudenți când circulă. Dacă tu ai pus stop, înțelegi, nici tu n-ai respectat. Nu dezavantajezi pe altul. Tocmai de asta vreau să spunem limitatoare. Spunem limitatoare de viteză, fiecare să mea. Nu, problema este că dacă este un semn, măcar cei care sunt învățați să folosească acel drum public într-un fel,
ar fi un pic adus la normalitate, că semnul i-ar opri. Așa noi am încercat, vreau luat ăștia, ziceau vreo 220 de mii de lei să-ți facă un proiect de ăsta, știi, ca să facă. E o chestie, am luat că chiar se cer pe unii de respectă și alții nu respectă. Cu semnalistica, nu intră în sarcină drumurilor. Intră în sarcină, dar pe tine ce trebuie să adică, că ăla nu-l interesează. Practic este drumul județean, este treaba lor, nici nu știu ce să... Nici nu știu dacă noi am putea face aceste semne, pentru că fiind drumul județean, lor tu nu poți face investiții, pe, adică să faci, să cheltui bani pe drumul, pe al, drumurile care nu sunt ale tale. Cred că da. Varianta cu Cocoa și... Da, eu cred că mergem cu Cocoa și e mai bine ca să... Da, mai avem un problem. Rama, se încheie ședința. Mulțumim pentru participare.